Salut, suntem Andrei și Iulian de la motorut.ro și astăzi ne aflăm pe drumul care leagă Brezoi de Voineasa și Obârșia lui. Este un drum care pe hartă arată foarte bine, virajat. E un drum pe care poți să legi Valea Oltului de Transalpina. Exact. Și iarna, bineînțeles, poți să legi Valea Oltului de Transalpina Ski Resort. Da, stațiunea de ski. Eram curios să vedem cum e asfaltul. Cum se prezintă, cum se exact, prezintă calitatea drumului. Pentru traseul de astăzi am venit cu aceste două motociclete, mai precis Triumful Tiger 1200 XCA și, bineînțeles, cunoscutul R1250GS. Marele. Cum ți s-a părut Triumful? Știi, eu sunt fan al acestei mărci. Am mers anul trecut. E pe site la noi prezentarea completă a acestui model, cât și părerea mea. Dar sunt curios cum ți s-a părut ție, așa, un pic, pe fugă. Da, nu am făcut foarte mulți kilometri, dar pot să spun că de la început am fost plăcut surprins de multitudinea de opțiuni pe care poți avea pe această motocicletă. O să discutăm despre asta puțin mai târziu. Mi s-a părut foarte, foarte ferm pe frână și pe suspensie. Adică îți dă o senzație de confort și siguranță în același timp. O să vreau să mai fac încă niște kilometri să-mi dau seama mai mult. Deci nu o iau înapoi? O iei înapoi când ne întoarcem, când e pe autostradă. Deocamdată vreau să mai merg pentru că din păcate, salut colegii, salut. Colegii noștri, motociclisti din Polonia, din păcate nu am apucat să merg foarte, foarte mult cu ea și nici să forțez oarecum, pentru că, după cum ai văzut, a plouat drumul și da. Asfaltul e când uscat, când ud, când cu praf. Spune-mi, Andrei, ție, cum ți s-a părut acest BMW de care nu știu de ce, dar am așa o vagă amintire că ți-e cam frică. E motocicleta care pe tine te sperie. Nu știu, frică. Nu mă sperie. Înțelegi ce spun. E, dar nu e pe mărimile mele. Da, nu știu, da, pe placul tău. Și știu că tu nu erai un mare fan. Nu sunt fan adventure. Al boxerului. Și boxer și niciodată design. Nu-mi place cum arată așa. Mai îmi dau cu tibia. Da, ai văzut ce diferență de gabarit când te dai după asta și te urci pe aia care e super mare în față, asta e plus mult mai îngustă. Asta a fost altă treabă, că dacă merg în picioare pe ea, la asta trebuie să merg mai crăcănat un pic, așa mi s-a părut. Da, pentru că ai rezervorul foarte mare care îți desface. Acum ar trebui picioare. Trebuie să fii extrem de cârcotaș, să zici ceva, că n-a fost făcut chiar eram cum curios trebuie. Cum te-ai simțit tu pe ea? După gusturile mele, mi se par suspensiile cam moi pentru asfalt. Deși am dat-o pe modul dinamic, da. Asta probabil o ajută mai mult în off-road. Da, ai văzut, în același timp la Tiger, mai tar, poți să mai te mai joci și din joystick-ul ăla să le dai pe sport. Atunci se comportă exact ca un sportor de asfalt. Exact, da, chiar și răspunde și la accelerație și suspensiile imediat. De asta nu știu ce să zic pe partea de și eu mă gândesc, adică nu off-road. Am făcut un test comparativ propriu zis, dar mă gândesc că GS-ul în Enduro s-ar descurca puțin decât Tiger. Cred că l-ar face. Dar o să facem și eu la răbdare. Revenind la drum, A început ploaia din nou. Cum ți s-a părut? Dacă e frumos. E prima oară când ai făcut drumul, da? Am venit prima oară aici. Și cum ți s-a părut? Nu știam de acest drum. Drumul e frumos ca configurație. Da, mie îmi place foarte mult. Dar asfaltul e cam schimbător. Ai văzut, sunt unele bucăți. Dar mă refer, în 2 km ai 3 bucăți de asfalt nou, 2 asfalt vechi. Asfalt vechi, de plus nivelări. Că găsești foarte mult pietriș și praf pe margine și e împrăștiat și până pe jumătatea drumului. Plus că noi am prins acum vremea asta, ai văzut, era soare, ploua, era uscat, iar puțin umed pe mijloc, tot așa, destul de schimbătoare vremea. Dar mergând cu puțină atenție și prudență, poți să te bucuri de traseul ăsta, chiar e frumos. Mi-e place că e destul de... e mai wild așa, nu e foarte comercial, nu e super aglomerat și peisajele chiar sunt spectaculoase, după cum vezi și turiștii din spatele nostru care s-au oprit să facă
Acum s-ar putea să pară o poezie de-a noastră deja, că pe toate drumurile pe care am fost, zicem că alternează asfaltul, dar chiar asta așa realitatea, e, astea sunt condițiile din România. Da, nu poți să spui că a fost de la Brezoi până la unde suntem noi acum, la jumătatea drumului dintre Obârșa Lutului și voina asta, că a fost asfaltul ca în palmă, că n-ai avut niciun fel de plângere de făcut. Probabil pe o super sportivă. Nu, pe o super, eu l-am făcut acum greu, mulți ani, da, și e destul de obositor din cauza de nivelărilor, ai văzut că le simți, nu poți să mergi. Cred că și pe naked. Cursiv. E. Nu, tot ce e sport. Duritatea suspensiilor. Exact, e relativ aceeași. Pe orice motocicletă. Ca de obicei, până data viitoare, noi vă dorim cât mai multe plimbări plăcute pe două roți. Și vă invităm să dați subscribe la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu drumurile moto potrivite pentru motociclete de la noi din țară și știri din lumea moto. Internaționale știri.